Trăim o vreme în care fiecare locuitor al planetei se îndreaptă spre acasă, căutând siguranță. Dar unde mai este siguranță pe fața Pământului? Apostolul Pavel, în Evrei, capitolul 11, ne spune că prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea și n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu îl mutase, căci înainte de mutarea lui, primise mărturia că este socotit neprihănit, că este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Acasă. Cine dintre noi mai știe unde este acasă? Pentru că pe pământul acesta siguranță nu există, pe pământul nostru. Viața este confruntată cu probleme serioase. Dumnezeu ne propune un acasă. El a venit în întâmpinarea celor din vremea lui Enoch pentru ca să rezolve o problemă. Adam murise. 300 de ani avea Enoch în momentul în care Adam a murit. Moartea confruntă pe locuitorii planetei Pământ de la Adam și până astăzi. Pentru ca locuitorii Pământului să nu rămână în derivă, descurajați, Dumnezeu oferă lui Enoch o soluție a mutării de pe Pământul acesta în ceruri. Este posibil lucrul acesta în condițiile în care realizăm o prietenie cu Dumnezeu. O prietenie care să treacă dincolo de o întâlnire cu El din când în când. O prietenie care să însemne în fiecare zi o relație tot mai strânsă cu Iisus Hristos. În momentul răpirii, Enoch avea un fiu. A avut cu siguranță și alți copii. Și atunci când fiul lui l-a întrebat, tată, unde te duci? Merg acasă, tată. Dacă vor veni prieteni, dacă vor veni persoane care să întrebe unde sunt, să le spui că sunt acasă. Și cu siguranță au venit oameni care au întrebat, Enoch e acasă? Iar Metusalah răspundea, Enoch e acasă. Noi suntem peregrini, suntem străini și călători pe pământul acesta. În căutarea unei patrii mai bune, asemenea patriarhilor, vă propun să mergem acasă. Dumnezeu ne așteaptă, a pregătit locașuri în ceruri, acolo unde nu este moarte, suferință, durere și chin. O, cât de mult ne dorim acel acasă! Vă invit să mergem cât mai curând, să lăsăm pe Dumnezeu să rezolve problema unui acasă ceresc. Amin.